sau ce a zis? Cred că sunt, nu. Poate nu, poate da. Ce o să faceți dacă are picioare? La basur. Așa și capeții ca să poți să-l tragă în sus și îl vom trage culcat. Hai. Altă variantă nu e. Deci și cum să-l scot altă? Pompierii militari din Reșița au fost solicitați să intervină astăzi pentru salvarea unui animal de pe raza municipiului Reșița, undeva în localitatea Câlnic, în cartierul Câlnic, de pe un deal. Este vorba de un cal de aproximativ 400 kg care a căzut într-un rupăr potrivit accesibilă pentru pompieri. Distanța de unde a trebuit ridicat calul este la undeva la 15 metri, iar panta este foarte, foarte abruptă. O să-l răsucească. Nu! Gica, tu ce faci? Pe tine ești singur, văd. Ăla zici că e pulpe. Hai, Gianni, hai să aduc un căpăr. Hai, Gianni, promite-ne că e tipul ăla. Bă, Gianni, când o să am nepot singur, o să le spun Gianni că să nu ți-a așa pus. Dă pe național geografic după aia. Oh, mă, băiete, mă. Lasă. Încearcă să tragi. Ascultă-mă un pic. Nu. Op. Hai că e bun. Ia piciorul Gianni de acolo. Hai. Are Gianni. Ei, ăla e mare forță. Hai Gianni. N-are forță în piciorul ăla. Hai. Dă-te la față. Hai.